Bine v-am găsit la știri! Emil Boc a renunțat la șefia PDL, dar va asigura interimatul până la congresul care va alege noua conducere. Primarul Clujului a declarat că nu va mai candida pentru nou mandat în fruntea PDL. Președintele PDL Emil Boc și toți membrii Biroului Permanent Național al partidului și-au depus demisiile joi după o ședință tensionată a colegiului director. Duminică va avea loc o nouă ședință cadru în care se vor lua decizii legate de Convenția Națională Extraordinară. Actuala conducere a PDL va asigura interimatul până la congres, iar Emil Boc nu va candida pentru un nou mandat în fruntea PDL, ci se va ocupa de primăria Cluj-Napoca. Vicepreședinte al PDL Mircea Hava și-a dat joi demisia împreună cu președintele Emil Boc și ceilalți colegi ai săi din Biroul Permanent Național. Liderul democrat-liberal a declarat că nu se gândește la șefia partidului și că îl va susține pe Vasile Blaga pentru funcția de președinte al PDL. Mircea Hava s-a declarat pentru Vasile Blaga președinte al PDL și a adăugat că îl așteaptă pe ex-premierul Mihai Răzvan Ungureanu să li se alăture în partid pentru a revigora dreapta politică. Deci eu îl susțin așa cum l-a susținut tot timpul pe Blaga în momentul în care își va depune candidatura și cred că își va depune candidatura. Deci în toate discuțiile care le-a avut își va depune candidatura. Domnul Ungureanu este așteptat oricând. Deci sunt unul din lobiștii lui, nu ungureni. Dacă dorește, trebuie vine lângă noi, facem alte lucruri, putem să ne ducem în dreapta, în stânga, să creăm ceva, dar lucrurile astea nu se fac nici pe televizor, nici pe bloguri și nici pe alte canale. Lucrurile astea se fac acolo unde trebuie făcute, la partid. Și îl așteptăm cu toată dragostea. Nu trebuie să se înregimenteze teribil. Poate să vină ca să spună, fraților, vreau să facem o construcție împreună. Eu pun asta, voi veniți cu ce aveți. Așa se fac construcțiile. Prim vicepreședinte al PDL Alba, Ion Dumitrel, împărtășește opțiunea lui Mircea Hava în privința viitorului președinte al partidului. Îl vrea tot pe Vasile Blaga la șefia PDL. În urma unor descinderi al polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia efectuate ieri dimineață, mai multe persoane au fost reținute. Reținuții sunt suspecți de comiterea infracțiunilor de prostituție, proxenetism și furt calificat. 6 din persoane au fost prezentate aseară procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Alba cu propunere de arestare preventivă. Suspecții sunt cu vârste cuprinse între 33 și 59 de ani. Principalele suspecte sunt acuzate de întreținere de raporturi sexuale contra unor sume de bani. Cei 3 bărbați prezentați procurorilor au fost acuzați că aduceau clienții la principalele suspecte primind sume de bani pentru intermedierea clienților. A fost instrumentat un dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de proxenetism, prostituție și furt față de 8 învinuiți. Astăzi, pe raza municipiului Alba Iulia, au fost efectuate un număr de 4 percheziții domiciliare. Un număr de 6 învinuiți au fost reținuți, urmând să fie prezentați parchetele de pe lângă judecătoria Alba Iulia cu propunere de arestare preventivă. Așadar, faptele incriminatorii pentru care sunt acuzați toți membrii grupării sunt proxenetism, prostituție și furt calificat. Cercetările vor continua în acest caz. Una din prioritățile administrației județene o reprezintă depozitul central al deșeurilor, proiect care va fi pus în practică în următorii ani. Partener al Consiliului Județean și al administrațiilor locale este Asociația Salubris Alba. Depozitul îndeplinește toate condițiile de mediu impuse de Uniunea Europeană. Este un proiect important, foarte important, pentru că gropile de gunoi din județ, multe din ele s-au închis, unele sunt în faza finală, astfel încât va trebui să închidem repede acest proiect în anii următori. S-au construit deja puncte de transfer, rampe de transfer în multe locuri din județ prin diverse forme de finanțare. Prin acest finanțare pe care deja am semnat-o în urmă câteva luni, se vor mai construi două, una la Blașu, una la o rampă de transfer la Blașu, una la Tărtăria. Județul Alba se află printre puținele care au acest proiect într-un stadiu avansat de punere în practică. Vești proaste pentru români. Parlamentarii au aprobat ieri liberalizarea pieței energiei. Acest lucru va atrage după sine un val de scumpiri care vor fi resimțite în prima fază de consumatorii industriali. Începând din vara viitoare și buzunarele consumatorilor casnici vor fi subțiate de scumpiri.
Liberalizarea prețului la electricitate pentru populație va începe la 1 iulie anul viitor și se va încheia pe 31 decembrie 2017. Guvernanții dau asigurări însă că persoanele cu venituri mici nu vor fi afectate de scumpiri. Concret, pentru populație, prețul la energie electrică va crește în mod treptat în 10 etape, însă nu toți vor fi afectați în mod egal. Astfel, vor fi scutiți consumatorii cu un venit mediu lunar mai mic sau egal cu salariul minim, cei cărora le-ar fi puse în pericol viața sau sănătatea în eventualitatea decorectării, persoanele cu dizabilități sau boli grave, dar și cei cu vârste peste 65 de ani. Companiile nu vor avea parte de niciun fel de scutiri. Acestea vor fi afectate începând din luna septembrie și vor cumpăra energie complet liberalizată la 1 ianuarie 2014. În ceea ce privește gazele naturale, populația va suporta o creștere graduală a prețului începând cu 1 iulie 2013. Valul de scumpiri se va încheia în decembrie 2018 și în acest caz companiile vor resimți mai repede scumpirile. Așadar, dacă în vara anului viitor consumatorii casnici vor plăti aproape 50 de lei pe kilowatt, un an mai târziu vor plăti cu aproape 5 lei mai mult și vor ajunge în 2018 să plătească 119 lei pe kilowatt. Pentru companii, scumpirea va fi la fel de consistentă, dar se va face în mai puține etape și se va încheia la 1 octombrie 2014. Legea energiei mai are nevoie acum doar de semnătura președintelui României pentru a intra în vigoare, așa că mai rămâne o variantă. Aragaz cu butelie. Universitatea 1 decembrie 1918 a primit recent cifra de școlarizare pentru următorul an universitar. Astfel sunt disponibile pentru cei care vor să urmeze studii universitare începând din această toamnă 1553 de locuri, din care 603 bugetate și 950 pentru o specializare cu taxă. Potrivit metodologiei organizării și desfășurării admiterii, criteriul de selecție va fi pentru majoritatea specializărilor media obținută la bacalaureat. Există 3 excepții: la pedagogia învățământului primar și preșcolar, unde există și o probă eliminatorie de aptitudini vocaționale, la educație fizică și sportivă, unde se susține o probă eliminatorie de aptitudini sportive, și la facultatea de teologie, unde se va da un interviu. Dintr-un total de 560 de locuri bugetate, 6 sunt alocate cetățenilor de etnie romă. Pe lângă aceste 560, prin ordin diferit, am primit și 43 de locuri cu un specific aparte. Sunt locuri cu bursă, după cum urmează, sunt 10 locuri alocate cetățenilor moldoveni cu studii în România și 33 de locuri tot cu bursă, etnici români cu domiciliu în străinătate, oriunde în străinătate. Pe lângă aceste locuri bugetate, Universitatea va pune la dispoziția studenților noștri viitori 725 de locuri învățământ de zi cu taxă și 225 de locuri învățământ la distanță cu taxă. Senatul extraordinar al Universității se va întâlni miercuri viitoare pentru a dispune alocarea locurilor pe domenii și specializări, precum și pentru a se stabili care va fi cuantumul taxelor de școlarizare pentru următorul an universitar. Medicii care vor prescrie peste 70% din rețete în format electronic vor primi bonus 100 de lei pe lună. Acest lucru se va întâmpla numai pe parcursul anului 2012 și vine ca o stimulare din partea Casei de Asigurări de Sănătate pentru trecerea la noul format. Astfel, potrivit proiectului, suma cuvenită pentru serviciile a căror plată se realizează prin tarif pe serviciu se acordă numai pentru semestrul 2 al anului 2012, după cum urmează. Un medic cu lista proprie de asigurați care are mai mult de 70% rețete electronice din numărul total al prescripțiilor medicale recomandate în cadrul unei luni primește 100 de lei pe lună. Pentru prescripții electronice reprezentând între 50 și 70% din numărul total al prescripțiilor medicale recomandate în cadrul unei luni se acordă 50 de lei pe lună, iar pentru eliberarea cardului național de sănătate cu completarea datelor medicale se acordă câte 5 lei pentru fiecare asigurat. Rețeta electronică trebuia să fie introdusă începând cu 1 iunie, însă din cauza unor disfuncționalități în sistem, implementarea acesteia a fost amânată. Salariații din Alba au obținut în luna aprilie acestui an un venit mediu net de aproape 1300 de lei. Câștiguri sub media pe județ au realizat salariații din agricultură, iar peste medie cei din servicii. Conform datelor furnizate de Direcția Regională de Statistică, salariul mediu net obținut de angajații din Alba în luna aprilie poziționează județul nostru pe locul 22 în ierarhia județelor ordonate descrescător. Efectivul de salariați înregistrat în județul Alba la sfârșitul lunii aprilie 2012 a fost de 76.410 persoane, în creștere față de luna anterioară cu 329 de persoane și față de luna aprilie anului precedent cu
2322 persoane. Pe sectoare de activitate, creșterea numărului de angajați s-a remarcat în special în domeniul serviciilor, urmată apoi de industrie și construcții. Salariații din Alba au câștigat și în luna aprilie un salariu mediu net de 1274 de lei, mai mic cu aproximativ 280 de lei, comparativ cu angajații din țară. Piața imobiliară a fost cea mai afectată în urma crizei economice instalate în 2008, iar acest lucru îl demonstrează și clădirile părăsite din Alba Iulia. Început în 2008 sau în 2009, aceste blocuri sunt nefinalizate, iar constructorii au decis să le abandoneze pentru că au intrat în faliment sau insolvență. După o perioadă extraordinară de la începutul anilor 2000, când blocurile își făceau apariția în oraș ca și ciupercile după ploaie, fiind vândute chiar înainte de a fi terminate, în 2012 industria imobiliară este la pământ. Acest ansamblu de locuințe trebuia finalizat încă din vara anului trecut. Din păcate, firma care se ocupa de această construcție a părăsit șantierul chiar de anul trecut și a intrat în insolvență în noiembrie 2011. Copiii în 2008 li s-au promis că face un bloc de locuințe pentru copii și copiii fiind plecați în Spania, au zis că până strâng toți banii ca să-i dea, să iei aici. Și între timp copiii au dat un avans de 33.000 de euro pe considerentul că îl face și când gata blocul dă și diferența. În 2011 trebuia să-l găte. Și uitați-vă și noastră că nici în ziua de astăzi nu l-o găta și nici nu se mai lucrează și nici nu ne mai răspunde patronii nici la telefoane. Să ne spună ori gata, ori nu mai gata, că nu mai știm cum să procedăm. Cei mai afectați de acest lucru sunt proprietarii acestor apartamente. Unii dintre ei au achitat deja un avans care se ridică la jumătate din valoarea imobilului, iar acum s-au trezit cu banii dați și fără case. Am început în 2007, care mi-au promis un apartament încetat în curtea la LFU și într-un final nu mi-a mai dat acolo, a spus că îmi dă aici. Și mi-au făcut alt contract, contractul a expirat în 2011 sau 2010 și nici în zi de astăzi nu n-am rezolvat nimic. Ce acte ați încheiat cu această firmă? Avem un antecontract în care am achitat suma de 33.000 de euro prin notar. Și ați încercat oarecum să vă recuperați suma sau măcar să intrați în posesia apartamentului? Am luat legătura cu domnul Geluian la care am dat banii și a spus că s-a în răbdare, că el n-are ce să facă și să mai am răbdare 2-3 ani. Dar un avocat, să spunem, ați încercat să contactați în așa fel încât să puteți să-l dați în judecată? Am contactat 2-3 avocați și mi-a spus că nu avem ce face pentru că terenul este girat la bancă pe o sumă foarte mare și nu se poate judeca cu banca. Și am luat legătura cu dânsul ca să recuperez banii, să-mi dea altceva în loc, orice, și în rate și pe etape, și au spus că n-avem ce discuta, că nu are de unde. Deci asta e la blocul de aici, une specifică, că am achitat toată suma, am primit în întregime de la promitentul cumpărător 33.000 de euro. Și strada... Să vedem în primul rând dacă acea construcție este sau nu întăbulată în cartea funciară, iar dacă nu este întăbulată, ceea ce cred eu în cazul de față, ar trebui cei interesați, în speță persoanele care au plătit firma respectivă să le construiască apartamentul, să angajeze un avocat, un expert, să promoveze o acțiune în instanță pentru a întăbula acea construcție, pentru a apartamenta acea construcție, fiecare să se întăbuleze pe apartamentul căreia i-a revenit. Și bineînțeles, am mai putea face și o acțiune răspundere civilă contractuală, însă dacă în cazul de față se demonstrează că firma este în faliment, sunt mai multe situații care trebuie să le luăm în calcul. Dacă în cazul din față, din câte am înțeles, firma ar fi în procedura falimentului, greu de crezut că cineva mai va finaliza lucrarea. Oricum va putea, în cadrul procedurii falimentului, să se înscrie la masa creditorilor, să solicite atragerea răspunderii administratorului pentru situația culpabilă a firmei, însă iarăși greu de crezut că administratorul respectiv va avea ceva pe el, cu care să poată fi omul respectiv să-și recupereze creanța prin intermediul executorului judecătoresc. Sfatul meu în cazul de față să se rezolve această situație printr-un proces, să se întăbuleze fiecare om pe apartamentul ce are venit și, bineînțeles, va putea promova acțiune în răspundere civilă contractuală,
Însă dacă în termen de 3 ani de zile oamenii nu pot să recupereze acei bani sau să-l oblige pe cel vinovat să execute lucrarea, greu de crezut că se va mai putea face acest lucru trecând peste cei 3 ani. În această situație se află probabil mulți alți albaiulieni care au achitat acest avans pentru un apartament în care trebuiau să se mute în 2011. Ministerul Educației a cerut tuturor inspectoratelor școlare să asigure condiții optime pentru desfășurarea bacalaureatului și a evaluării naționale, ținând cont de canicula care se anunță pentru perioada următoare. Astfel, elevii trebuie să fie bine hidratați și să susțină examenele în spații bine ventilate. Canicula anunțată de meteorologi pentru perioada următoare ar putea crea un disconfort pentru elevii care susțin probele de examen. În acest sens, în centrele de examen și de evaluare trebuie menținut un sistem de ventilare corespunzător în funcție de posibilitățile și dotările spațiilor respective. De asemenea, este necesară asigurarea apei potabile pentru candidați și membrii comisiilor, respectiva asistenței medicale pe toată durata desfășurării probelor de examen, se arată într-un comunicat al Ministerului Educației. Comisiile județene vor monitoriza și modul de desfășurare a probelor de examen în cazul candidaților aflați în situații speciale și care susțin aceste probe la domiciliu sau în spital. Unitatea de sprijin a Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală a organizat timp de 4 zile la Alba Iulia un seminar pentru promovarea ideilor de afaceri în mediul rural. 50 de tineri fermieri și antreprenori din mai multe județe ale țării au avut ocazia să participe la ateliere de lucru atât pe tema măsurilor PNDR, cât și a identificării de soluții pentru tinerii fermieri din România. Participanții au asistat la prezentarea unor proiecte de bune practici identificate la nivel european din țări precum Ungaria, Polonia și Spania. De asemenea, s-a lucrat efectiv pe modelele preluate și transpuse în practică de către beneficiari din grupurile de acțiune locală, membre ale Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală. Am adus împreună 50 de oameni care sunt potențial beneficiari sau fostii beneficiari care poate să fie aplicanți și în viitor și facem simulări ce înseamnă un proiect, care sunt reguli al unui proiect, cum poți să ce trebuie să știi înainte să depui o aplicație, care sunt cheile succesului pentru o aplicație. Și cum facem asta? Avem o parte teoretică, cineva, un consultant prezintă ce înseamnă proiect, o măsură, o aplicație și după asta un exemplu real. Fie că cineva care a aplicat vine să ne povestească despre ce a făcut și care a fost problemele sau fie mergem pe teren și ne vizităm cineva care în teren a făcut ceva. Simpozionul a vizat și înființarea și sprijinirea Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală. Cred că rolul nostru este să abordăm mediul rural ca pe un activ, să învățăm împreună să lucrăm în rețea, să facilităm accesul la oportunități concrete, reale, realiste și realizabile, iar mediul rural, adică tot ceea ce înseamnă spațiul ăsta de resurse umane, să ne perceapă ca o resursă pentru ei și împreună să dezvoltăm proiecte care să răspundă orizontului de așteptare și dezvoltării durabile a comunităților locale pe termen mediu și lung. Cred că e foarte important lucru în rețea și în echipă pentru a ajunge la niște rezultate comune, concrete. Au fost prezente și alte galuri din țară. Am aflat ce au ele în plus, cu ce ne pot ajuta și ele pe viitor, o colaborare între galuri ca pe viitor să putem implementa mai bine proiectele care le avem. Un gal este un grup de acțiune locală care de la anul va prelua și prin el se vor acorda fonduri europene celor care vor să acceseze fondurile europene pe diferite măsuri, totul apărând pe site-ul nostru, galului nostru. De la seminar nu puteau lipsi reprezentanții Federației Române a Tinerilor Fermieri, ai Consiliului European al Tinerilor Fermieri, precum și ai Federației Grupurilor de Acțiune Locală din România. Avem formatori din România, bineînțeles, dar și din Ungaria, Polonia și Spania. Și eu sunt din Irlanda. Și din Ungaria a venit președintei Asociației Tinerii Fermierilor din Ungaria, care a povestit despre ce fac ei și care sunt programele. Din Ministerul Agriculturii și Dezvoltare din Polonia a venit o doamnă care ne-a făcut o prezentare despre ce înseamnă PNDR și mai ales incluziune feminină în forță de muncă folosind fondurii. Din Spania, pe bune practici, ce înseamnă metodologie de bună practică, pentru că există
există niște elemente care sunt comune între proiecte care sunt de succes și ideea este să învățăm de unul de la alta ca să nu repetăm greșeli. Seminarul Oportunități în dezvoltarea afacerilor în mediul rural de către tineri fermieri și antreprenori orientați către activități non-agricole s-a încheiat cu prezentarea comunității virtuale a rețelei naționale de dezvoltare rurală. Studenții și absolvenții Universității 1 decembrie 1918 beneficiază de consiliere și ghidare în ceea ce privește alegerea unei cariere. Misiunea Centrului de Informare și Orientare în Carieră din Universitatea Alba Iuliană este sprijinirea tinerilor în dezvoltarea unor cariere de succes și facilitarea accesului pe piața muncii. Centrul este structurat pe 5 compartimente care oferă următoarele servicii: informare asupra drepturilor și obligațiilor studenților, orientare sau reorientare profesională și anume planificarea carierei, consiliere pentru studii în Universitatea din Alba Iulia sau în alte universități din țară și străinătate și participarea la proiecte naționale și internaționale de învățământ, urmărind dezvoltarea carierei și consiliere în căutarea unui loc de muncă. Noi colaborăm cu un număr mare de angajatori, studenții universității își fac practică în aproape toate instituțiile județului și la agenții economici. Există deja această legătură creată de mulți ani, pe care o dorim existentă în continuare. Intenționăm și vom concretiza până la sfârșitul anului organizarea unei mese rotunde unde să punem față în față angajatorii și beneficiarii centrului pe domenii, pentru ca angajatorii să le poată transmite viitorilor angajați cum trebuie, într-adevăr, să se comporte un angajat într-o anumită firmă, ce trebuie să știe când va ajunge acolo. Pentru a-și atinge obiectivele, centrul colaborează cu angajatori din județul Alba, cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, dar și cu alte centre din țară și din Europa. Colaborăm cu Piața Muncii și aici oferim direct servicii studenților, informându-i despre tendințele de pe piața muncii, vorbindu-le despre diversele profesii, diversele specializări spre care s-ar putea îndrepta, sigur, asistând alegerea lor, deci nu înseamnă că îi îndrumăm noi spre o anumită profesie, ci alegerea este întotdeauna lor. În același timp, centrul se adresează și elevilor de liceu din ani terminali, cărora le va oferi posibilitatea de a încerca timp de o săptămână viața de student. De asemenea, tinerii sunt învățați cum se realizează un CV și o scrisoare de intenție, dar și cum trebuie să se prezinte în fața unui angajator. În cursul lunii mai, 30 de persoane au solicitat locuri de muncă în străinătate prin rețeaua EURES, din care 10 femei. Cea mai căutată țară a fost Germania, iar ocupațiile vizate au fost cele de lucrător în domeniul agricol. Din aceste 30 de persoane care au aplicat la un loc de muncă în Europa, o persoană s-a angajat în Germania pe postul de expozant cu un contract de 3 luni și o persoană a semnat un contract de muncă în Marea Britanie ca lucrător în agricultură pe o perioadă de 6 luni. Pentru muncă în străinătate am avut mai puține solicitări datorită faptului că marea majoritate a ofertelor sunt extrem de restrictive din punctul de vedere al cunoașterii limbii străine, experienței și calificării în domeniu. Ce am avut oarecum o rată de succes pe partea de muncă sezonieră. 3 persoane s-au angajat, 2 în Germania pe partea de expozant, în târgurile de sezon și o persoană în Marea Britanie în agricultură, contract de 6 luni. Apelând la serviciile rețelei EURES, cei care doresc să lucreze în Europa vor obține un loc de muncă în condiții sigure, beneficiind de întâlnirea cu angajatorii recomandați din statele membre UE, vor avea parte de servicii gratuite de mediere privind încadrarea în muncă în străinătate și informații detaliate asupra locurilor de muncă adecvate și despre condițiile de viață și de muncă din alte state. Și luna aceasta sunt disponibile posturi pentru muncitorii români în Austria, Germania, Danemarca, Norvegia și Slovenia. Informații se pot obține la sediul AJOFM din Alba Iulia, strada Nicolae Titulescu, numărul 10B, telefonic la numărul 0258811470 sau la adresa de e-mail ab_eures@ajofm.aneofm.ro. Conducerea PDL Alba consideră că primăria Sebeș ar fi trebuit să revină de drept candidatului democrat-liberal Dorin Nistor. Chiar dacă nu poate dovedi, liderul PDL Alba Mircea Hava e convins că șefia administrației locale din Sebeș a fost câștigată prin metode ilegale. În lupta pentru primăria Sebeș, balanța s-a înclinat cu foarte puține voturi în plus în favoarea candidatului USL Alexandru Dăncilă. La Sebeș, deci vă spune unul care a făcut cel puțin 5 campanii electorale în care a fost în mijlocul lor. Deci la Sebeș am fost furați.
fost manevrat tot ceea ce s-a putut manevra în secția de vot. Nu pot să fie 150 de voturi albe, nu se pot întâmpla lucruri de genul ăsta. Dacă vreți să vă spun cum au făcut, de fapt știți și dumneavoastră. Păcat că n-am nicio dovadă. Pot să vă spun că și la alba alea și pot să vă spun și secțiile în care au fost transportați cu taxiul. Care au fost transportați cu taxiul, normal, populația romă din zonă, și acum este un lucru, dacă ei pentru 50 de lei, că atât au primit, 50 de lei s-au vândut, au rămas vânduți. Deci pentru mine sunt vânduți în altă parte. O contribuție la eșecul lui Dorin Nistor a avut și senatorul Nicolae Dobra, plecat din PDL la UNPR pentru a putea candida la primăria Sebeș. Legat de domnul fost cadru militar în rezervă, nici nu mai spun, din punctul meu de vedere, un alt rădător, este o rușine și pentru ceea ce înseamnă armata română. N-are decât dacă vrea să se supere pe mine, să-mi dea telefon acum că o să-i răspund, să-i spun lucrul ăsta. Era foarte convins că va câștiga, i-am povestit că nici măcar în ceea ce înseamnă marja de eroare nu intră. Vă dați seama că acele 400 sau câte voturi, minu, 700 de voturi, 500, cel 500 le-a luat tot de la noi. Deci voturile le-a luat de la noi și asta dintr-o ambiție sau nu mai înțeleg de ce, pentru că n-am înțeles niciodată de ce a făcut lucrul ăsta. E greu să te poți supraevalua în halul ăsta ca fiu al Sebeșului și să ajungi să iei 700 de voturi. Mircea Hava e mulțumit de efortul depus de echipa PDL din Sebeș și e convins că peste 4 ani primăria Sebeș va reveni partidului din care face parte. Scorul neașteptat de mare obținut de Partidul Poporului la alegerile locale din Alba l-a surprins neplăcut pe președintele Consiliului Județean Ion Dumitrel. Democrat-liberalul crede că ascensiunea acestui partid se datorează și crizei pe care o traversează țara și întreaga Europa. Candidatul Partidul Poporului Dan Diaconescu pentru președinția Consiliului Județean Alba a obținut aproape 19.000 de voturi și partidul cu pricina va decide majoritatea în noul legislativ în care va deține 3 consilieri. Pentru mine a fost o curiozitate, interesant de văzut și important pentru cei care activează în viața publică, chiar la nivelul acestei administrații locale, și să vedem cum se votează și cum... ce este important, să faci ceva pentru oameni sau să le vorbești despre, să spun, OZN-uri. Pentru că avem exemple în care situații în județ, în care în comune, fie USL-ul, fie PDL-ul, au obținut voturi aproape cât Partidul Poporului. Și asta mi se pare anormal într-o viață care credeam eu și cred în continuare că în județul Alba este una bine așezată. Partidul lui Dan Diaconescu va juca un rol important nu numai în Consiliul Județean, ci și în multe din consiliile locale ale județului. După ce Opera 12 Beta a fost lansată în luna aprilie, versiunea finală a sosit în sfârșit cu plugin-uri rulate independent și opțiuni suplimentare de optimizare. Cea mai nouă versiune a browserului poate fi descărcată pe site-ul oficial Opera. Utilizatorii Opera 12 vor remarca un timp redus de pornire a aplicației, mai ales când sesiunea activă conține multe taburi cu pagini lăsate deschise. Noul Opera oferă îmbunătățiri pentru conținutul web HTML5, acces direct aplicațiilor la camera web, security badges, dar și noutăți legate de interfață. Pe total, Opera 12 ne demonstrează că poate fi un competitor serios în piața dominată de nume ca Google Chrome, Mozilla Firefox și Internet Explorer. De mărturie este și creșterea cu 11% a numărului de utilizatori înregistrată doar în ultimul an. Opera 12 adresând în prezent un număr de 60 de milioane de utilizatori fideli. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@alba.tv.ro sau la numărul de telefon 0371020000, iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la știrile din sport. Președintele Ion Dumitrel a declarat la Alba TV că administrația județeană nu își permite să sprijine financiar echipa de fotbal FC Unirea Alba Iulia. Cum și Consiliul Local Alba Iulia și-a cam luat mâna de pe formația fanonă a județului, fotbalul de primă mărime pare să-și ia adio de la județul nostru. În privința sportului județean, legislativul de Alba merge pe principiul bani puțini pentru performanțe mari. Sprijinim într-adevăr sportul
cu sume mai mici, însă acolo unde se poate obține și performanță. Baschetul Universitatea din echipa de baschet a Universității din Alba Iulia, echipa de volei Alba Blaj de la Blaj, care a intrat în Liga Națională, echipa de handbal de la Sebeș, care suntem parteneri, atletismul la Clubul Sportiv Municipal Alba Iulia, Asociația Județeană de Fotbal, care suntem într-un parteneriat și datorită a cărui parteneriat am reușit să triplăm practic echipele de fotbal din județ, de la copii juniori și până la seniori. FC Unirea Alba Iulia nu va primi niciun leu din partea Consiliului Județean. Vreau să știți un lucru. Noi vrem să ne adresăm la cât mai multă populație și să le dăm satisfacție, să spunem, cât mai mult. Eu am spus un lucru și oamenii au râs de mine și pe urmă sau mă rog, m-au contrazis și m-au dat replici tăioase. Că la un meci de la Fărău erau mai mulți spectatori decât la un meci Unirei cu alte echipe. Ca după câteva o lună, două, să apară iar un articol în presă, spune Dumitrel a avut dreptate, am văzut că așa se întâmplă. Din păcate, la meciurile albnegrilor, tribunele au fost mai mereu aproape goale. Chiar și în perioada în care echipa evolua în primul eșantion fotbalistic, suporterii nu se înghesuiau să meargă la stadion. Acum s-ar putea să nu se mai înghesuie deloc, pentru că FC Unirea Alba Iulia e pe cale de desfințare. Ieri, în conferința de presă organizată de Asociația Județeană de Fotbal, s-a lansat o propunere pe cât de inedită, pe atât de interesantă. Nu este oficială propunerea, dar cu siguranță se va pune în practică. Este vorba despre organizarea Supercupei AJF, meci în care se vor întâlni campioana Ligii a 4-a cu echipa câștigătoare din Cupa României, faza pe județ. În 25 iunie vom ști exact dacă vom avea parte de această confruntare. Campioana Ligii a 4-a este Europa Alba Iulia, care o va întâlni în Supercupa AJF pe câștigătoarea Cupei Arena Alba Iulia. Dacă se va juca, va fi cu siguranță un meci frumos, Arena demonstrând pe teren și cu locul 3 din Liga a 4-a performanță Alba Iulia. Din sezonul viitor vom, ca propunere deocamdată, dar sunt sigur că toată lumea agrează ideea, vom avea în debutul sezonului și Supercupa Asociației Județene de Fotbal Alba, adică între campioana sezonului 2011-2012 Europa Alba Iulia și câștigătoarea Cupei Arena Alba Iulia. Meciul a fi cu siguranță interesant și pentru spectatori, având în vedere că la finala Cupei României, faza pe județ, au fost în tribunele arenei foarte mulți susținători sau iubitori sportului rege. În vara acestui an și în vara anului viitor, Național Arena va fi călcat de cele mai fine ghete din lume. Real Madrid și FC Barcelona vor susține câte un meci amical în țara noastră. Echipa madrilenă va juca un meci contra Stelei în vara anului viitor, pe când echipa blaugrana va întâlni echipa Dinamo București în luna august. Messi a fost așteptat anul trecut cu Naționala Argentină la inaugurarea stadionului din București. Cum acel amical a fost anulat de această dată, extraterestrul nu va rata șansa să joace în fața românilor. Acest amical este benefic pentru imaginea clubului din șoseaua Ștefan cel Mare. În clauzele contractuale de desfășurării meciului intră și prezențele obligatorii ale vedetelor Messi, Piqué, Puyol, Xavi, Fabregas sau Iniesta. Rivala de moarte a Barcelonei va susține și ea un amical contra rivalei de moarte a dinamoviștilor. Real Madrid va juca împotriva Stelei cel mai probabil în luna august anul viitor. Madrilenii au mai întâlnit Steaua în urmă cu 5 ani în grupele Champions League, atunci echipa spaniolă impunându-se cu 4-1. Un alt amical de lux pe Național Arena va fi cel dintre Galatasaray și viitorul Constanța, echipa lui Gică Hagi. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare pe Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo! Astăzi am avut și avem parte de vreme frumoasă, valorile termice situându-se în jurul celor normale pentru mijlocul lunii iunie. Cerul este variabil, cu unele înnorări temporare în zona de munte, unde pe arii restrânse vor mai fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime se încadrează între 21 și 30 de grade, iar cele minime între 9 și 19 grade, mai scăzute în depresiuni. Presiunea atmosferică va crește pe tot parcursul intervalului, iar mercurul din termometre se situează în această seară în jurul valorii de 20 de grade la Alba Iulia, 22 de grade la Sebeș, 21 de grade la Aiud, 19 grade la Blaj și 16 grade Celsius la Câmpeni. Odată cu lăsarea nopții, scad și valorile termice, astfel încât se vor înregistra 12 grade la Alba Iulia și Blaj, vor fi 14 grade la Sebeș,
13 grade la Aiud și 10 grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Sâmbătă vremea va fi frumoasă și se va încălzi ușor în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 31 de grade, iar cele minime între 10 și 20 de grade, mai scăzute în depresiuni, spre 6-7 grade Celsius. Așadar, aproximăm regimul termic de mâine, oscilând în jurul a 30 de grade la Alba Iulia, Aiud și Blaj, vor fi 31 de grade la Sebeș și 28 de grade Celsius la Câmpeni. Duminică, vremea va deveni călduroasă în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 33 de grade, iar cele minime între 12 și 22 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!